Funcția de chestor al biroului permanent al Camerei Deputaților a revenit și în această sesiune parlamentară deputatului liberal de Suceava Ioan Balan. Parlamentarul Sucevan a fost reales în această funcție, el ocupând postul de chestor încă de la prima sesiune a actualului legislativ din decembrie 2012, când Activa la PDL. Ioan Baran a fost menținut de conducerea centrală a partidului în această funcție, întrucât a fost singurul parlamentar PDL din țară care la alegerile din 2012 a câștigat colegiul în care a candidat colegiul unui nominal numărul 2, care include cartierul Burdujen din municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Pătrăuți, Ipotești, Adâncata și Mitocu Dragomirnei. De menționat că Ioan Balan este singurul dintre foștii membri PDL care deține o funcție în actuala componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, ce revine noului grup PNL. Democra Liberali au mai deținut până acum și un post de vicepreședinte prin Ioan Oltean, post pe care însă l-au pierdut. Ioan Balan mai are în portofoliu funcțiile de vicepreședinte regional al Partidului Național Liberal, de președinte al Organizației Municipale Suceava Partidului și cu siguranță va fi candidatul noului Partid Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile locale de anul viitor. Biroul permanent al Camerei Deputaților se înnoiește la debutul noii sesiuni legislative, mai puțin funcția de președinte care este ocupată de Valeriu Zgone. A PSD pe durata întregului mandat. Chestorii verifică modul de gestionare a patrimoniului, funcționarea și calitatea serviciilor Camerei Deputaților și fac propuneri corespunzătoare biroului permanent. Aceștia exercită controlul financiar asupra cheltuielilor efectuate, prezintă biroului permanent proiectul de buget al Camerei Deputaților și contul de încheiere a exercițiului bugetar anual, asigură menținerea ordinii în sediul Camerei Deputaților și îndeplinesc alte atribuții în conformitate cu dispozițiile președintelui acesteia sau ale biroului permanent. În exercit. Atribuților de control financiar contabil, chestorii sunt sprijiniți de un corp de control compus din doi experți contabil și sunt subordonați numai plenului Camerei Deputaților. La sfârșitul fiecarei sesiuni parlamentare, chestorii prezintă plenului Camerei Deputaților un raport cu privire la rezultatele controlelor efectuate.